Pesta porcină africană face prăpăd în rândul efectivelor de porci mistreți. Vânătorii au împușcat deja mii de animale. Statistici care plasează Buzăul în primele trei locuri ca număr de porci mistreți omorâți din cauza pestei porcine africane. Boala continuă să fie prezentă și în câteva gospodării, însă aici reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au reușit să țină virusul sub control, fără să fie nevoie de ucidere în masă a animalelor domestice. Pe fondurile de vânătoare, pesta porcină africană pare că a scăpat de sub control. Periodic, vânătorii și reprezentanții AJVPS Buzău găsesc cadavre de animale care, în urma analizelor, se constată că au fost răpuse de virusul pestei porcine africane. Ne încurcă foarte mult activitatea, procedura stabilită la nivel național. Faptul că suntem blocați în a mai organiza acțiuni colective cu goană, care este cea mai eficientă metodă de recoltare a mistrețului, în cazul în care ni se impune recoltarea într-o perioadă bine delimitată a întregului efectiv sau a cotei de recoltă din zona afectată. Asta înseamnă zona infectată de 8 km în jurul cazului identificat, plus ceilalți 5 km care amândouă însumează zona afectată. Dacă am făcut goană, eficiența recoltării a fost mult mai mare. Pentru a limita răspândirea bolii, până acum autoritățile din domeniu au împușcat peste 2500 de exemplare de pe toate fondurile de vânătoare din județul Buzău. În model de îngrijorare, însă, în ceea ce înseamnă județul Buzău, reprezintă evoluția pestei porcine africane în mediul silvatic. Înregistrăm din ce în ce mai multe cazuri la nivelul fondurilor de vânătoare. Nu putem spune că nu ne așteptam la o astfel de reacție, având în vedere că fondurile de vânătoare nu este un spațiu grădit, măsurile de control sunt extrem de limitate și nu de fiecare dată foarte facile. Virusul peste porcine africane este vehiculat destul de ușor aproape cu orice, iar populația de mistreți, fără îndoială, se răspândește extrem de repede. Cei care sunt implicați în activitatea de vânătoare au făcut la Buzăul să fie cel puțin în încercare de eradicare a populației de mistreți din acele metode care au luat locul în apă, în fondurile afectate sau în zonele afectate de pestă porcină africană, au făcut ca județul Buzău să fie pe locul 3 în țară la numărul mistreților împușcați. Vestea bună este că medicii veterinari din Buzău au reușit să gestioneze situația în așa fel încât boala să nu ajungă la exploatații cu un număr mare de porci, așa cum se întâmplă de pildă la Galați, unde efective întregi de suine au fost eliminate din mai multe ferme, unde pesta a fost confirmată. La Buzău mai sunt active 5 focare de pestă în gospodării. Pentru combaterea pestei porcine, județul a cheltuit peste 362.000 de lei. Cea mai mare parte a sumei a reprezentat despăgubirile acordate gospodarilor, respectiv aproape 240.000 de lei, însă sume importante au fost cheltuite și pentru achiziția dezinfectanților și a altor echipamente necesare.